vrea să mormântez, e contra la vaccin, eu tot contra la vaccină. Credeți că corect procedează? Cu ce? Că nu înmormântează persoane vaccinate și nu oferă acces în biserica ai noriașilor cu mască. Le-a mormântat el. Care persoane vaccinate le-a mormântat el? El a mormântat pe oricine. Dar este drept că părintele nu permite accesul în biserică cu mască? Aici nu, nu pot spune, nu-i nimic cu mască. Tăiața fi liber. Eu sunt soție, dar noi nu documentăm nimic. Scuzați, dar noi nu mai comentăm la nimeni nimic. Am nevoie de discut cu dumnealui să am o întrevedere. Nu, că dumneavoastră din țânțar să faci harmasar. Mă scuzați, dar așa se primește. Și să ia interviuri nu de la oameni care frecventează biserica creștină, dar să ia niște la oameni care sunt degradați din sat. Ia că de la cine iau interviuri jurnaliștii. Mă scuzați. Părintele Oleg! Am fost la casa părintelui, însă acesta a fost de negăsit. Am venit și la biserica din sat, însă după cum puteți vedea, porțile sunt încuiate. Așa că, părintele Oleg, să știți că acest bec oricum vă aparține dumneavoastră.